Bună seara și bine ați venit la proful online cu probleme de matematică. Da, mă, proful online proaspăt este. Imediat ne apucăm de treabă. Am avut șansa să vedeți și voi cam care este ritmul în care muncim aici. Mă bucur că din ce în ce mai mulți copii ne urmăresc. Și asta este un semn că prof online pătrude ușor, ușor. Petița asta nu știa să ajungă la prof online TV, dar a insistat, i-am explicat cum să o facă și a fost foarte fericită, așa cum și vedeți. Dar voi ce fericiți sunteți, că chiar sunteți aici. Da. Voi, peste ani, când spuneam eu nu voi mai fi, îi spune, noi l-am cunoscut. Noi l-am cunoscut, că am stat de vorbă cu el. A fi un lucru spectaculos. Am fost elevi. Am fost actorii acestui film. Noi suntem de acolo. Și cum ai fi mai ales multe filmele să sigur că da, filmele vor rămâne multă vreme. Cine știe dacă Dumnezeu îndește? Și cineva îi vine în minte, chiar merită asta să se gândească. Să facă ca dumneavoastră. Nu. Filmele astea trebuie trase, că dacă vreodată se întâmplă ceva cu YouTube-ul, da. Eu sunt apus acolo. Cu ei merge mintea și mi s-a întâmplat așa. Și pe internet. Am fost pe Neogen. Neogen era varianta românească. Sigur, nu a fost sigur acolo, mi s-au șters în sfârșit. Dar un tip în țară, le-a tras, a zis, băi, să le-am eu acolo. Descărcat, l-a descărcat. Asta e o idee deșteaptă. Cine merge, cui merge mintea, nu te poți lăsa pe o chestie asta. Un hard puteric, câteva harduri, două, trei harduri și ai tras toate filme, muncim, că sunt multe filme, dar toată matematica merge trasă. Eu dacă aș fi așa, asta aș face pe, în locul celor care, mai ales că voi aveți copii care, așa, cum să nu fie acolo toate? Este o avere, este imensă. Da? Deci merită așa ceva. Iată că am dat o sugestie celor care se pot gândi la o chestie de asta. Zice. Deci a fost vorba așa. Să găsim toate numerele naturale. Deci, cine sunt acelea? De lungime, nu știu. De tipul de două cifre să luăm pentru început. Eu zic să luăm de 3. Da? Deci zicem fie N de tipul A, B, C cu bară. Am luat un A, B, C, nu am dat concret cine sunt. Cine e A, cine e B și ce. Am luat de 3 cifre. Da? Deci vreau să găsesc numărul N de 3 cifre care are calitatea următoare. Dacă îi tăiem ultima cifră, el devine un N1 de tipul A ori B. Deci numai cu două cifre, dacă i-am tăiat ultima cifră, nu? Dacă pe cel am tăiat, devine numai A ori B. Și dacă lui N1 care ia ori B, îi mai adăugăm, îi mai punem de 5 ori cifra tăiată, deci lui A, B, mai punem 5 ori C, se obține chiar numărul de la început, ABC. Se obține chiar numărul ABC. Deci asta este problema. Cine este numărul acesta? Din 3 cifre pentru început m-am gândit să-l iau. Care are proprietatea că în clipa în care tai cifra unităților și adaug de 5 ori, da? De 5 ori C-ul, obține numărul ABC. Mai, haideți să ne întoarcem la ceea ce spuneam mai înainte. Ce înțelegeți voi prin numărul 237 pe care îl puteți scrie desfășurat? Da, 200 plus 30. Deci 2 ori 100, așa zice, 2 ori 100 plus 3 ori 10 plus 7. 2 ori 100 plus 3 ori 10 plus 7. Deci asta e cifra sutelor și îmi spune câte sute am, 2 ori 100. Asta e cifra zecilor și îmi spune câte 10 am, 30. Și cifra șaptelor, cifra unităților 7. Bun. Insist, Daria. Un pic vorbim în șoapte, în gând. Da? Nu mai acoperim lecția, că eu mă deconectez.
dacă suntem așa. Și acum, hai să spuneți voi ce înțelegeți voi prin A, B, C. După modelul de mai sus. Davide, te rog. Ce înțelegi desfășurat acesta? A, B, C cu bară deasupra. Adică un număr. Da. Și vreau să scrii de, așa cum l-am scris aici. A, da. Adică A ori 100. Așa, mă. Asta vreau. A ori 100 plus... A ori 100 plus B ori 10. Foarte bine. B ori 10. Plus C. Plus C. Vezi? Așa se scrie. Ia te rog să-mi scrii și tu... Cassandra. Cassandra, cum scrii numărul următor? A, B, C, D. Păi A ori 1000. Foarte bine. A ori 1000, că des 3, 0 ori imediat. A ori 1000. B ori 1000. Plus A ori 1000. Plus B ori 100. Plus... Plus C ori 10. Plus C ori 10. Plus D. Plus D. Haideți, copii, să desfășurăm și aici. Haideți să relația asta să o desfășurăm. Te rog. Dar. A ori 100 plus B ori 10. Păi ai aici, AB. Aici, ai numai AB. Da. Numai AB. Din... Da, să se secundă. Cum îl desfășurăm pe asta? A ori 10 plus B. A ori 10 plus B. Da? Că e numai de două cifre. După A, ce urmează? O singură cifră. Da? Cu aici cât am spus? La ABC am spus A ori 100, că urma două, da? Cifra sutelor, cifra zecilor, cifra unităților. Aici fiindcă numai din două, deci relația asta de aici, copii, se poate traduce, se poate traduce, hai să o vedem invers, Daria. ABC egal cu, adică desfășoară din partea asta. Adică, ai spus bine, A ori 100, plus B ori 10, plus C, egal cu, și spune mintea asta, deci A ori 100, plus B ori 10, plus C, egal cu, și acum, egal cu, adică partea din stânga, am văzut-o partea de-a. A ori 10, plus B. Așa, A ori 10, plus B, plus 5, C, care va fi egal cu... Stop, da? Asta e egalitatea. Echivalent cu... Privim cu multă grijă și ce putem face noi din egalitatea asta? Păi putem să-l scădem pe... Aici avem 100 de ardea, din coace avem 10 de ardea. Ce am putea face privind cu aur și din stânga și din dreapta? Păi, dacă aici sunt 100 și coace sunt 10... Am împărțit la 10 pe ăla. Am să scădem în 10-a. Da. Să scădem din ambii membrii. Deci, scădem din ambii membri un 10A. Și din stânga, și din dreapta. Și Cassandra, cât rămâne? Dacă din 100 de ardea scăzi... Rămâne? 10. Dacă din 100 scădem... A, scazi, scuze. Așa. Scazi 10 de 90. 90. Deci zicem 90A. 90A. 90 ori A. Plus. Hai să vedem de al de B. Plus B, plus ce? O secundă. Lăsăm așa. Plus 10B. Poți să spun, nu? 10B plus C egal cu... Aici mai spun dacă i-am scăzut pe ăștia? Nu mai spun nimic, nu? Egal cu cine? Cu Cassandra vorbește? Păi 10A scăzut în 10A, s-a făcut 0 aici. Și-a rămas B plus 5C. 5 ori C. Reau încă o dată, copii. Am tradus egalitatea asta. 100A plus 10B plus C, ca fiind 10A plus B plus 5C. Scădem 100A din ambii membri a egalității și ne-a rămas 90A. Acum, prietenul nostru care ne-a pus problema, sau prietenă, nu știu, nu știu să-l anunțăm, noi am văzut acolo problema. Oricine. Era scris așa, ajutor, parcă, nu? Sau nu era aici. Confund eu, practic, cu altceva. Și acum ce rămâne? Putem scădea din ambii membri un cât? Păi putem să scădem pe ea. N-ai înțeles. Perfect. Mă întorc înapoi. Dar la asta, de aici că am scris-o așa, ai înțeles-o? De acolo de sus m-am înțeles. N-ai înțeles? De aici, da? Da.
Vezi, este așa, ABC egal cu AB plus 5C. Da? Egalitatea asta. Hai să o spiu invers. Am înțeles. Uite, o scriu așa. ABC, ABC este egal cu AB plus 5C. Da? Deci ABC egal cu AB plus 5C. Ah, da, nu am fost acolo C-ul, egal cu AB. Ah, am înțeles. De asta. Aici era echivalența asta și tu mai vezi pe C, da? Da. Și acum, ai înțeles că eu am zis 100A. Da, da, nu se înțelege că poate că ați pus două săgeți. Da. Era C-ul acela și s-a da, cu da, săgeata. Da, acum... Deci asta, era... Și credeam că doar AB și atunci era A. Da, ce te rog? Să o faci mai devreme. Când n-ai văzut că 100A, n-ai văzut de unde 100A, dom'le, n-am văzut. Da? Acum ți-e limpede. Deci 100A plus 10B plus C egal cu AB, adică 10A plus B plus 5C. Da. De acord. Și acum, ce a făcut? Ce a făcut? În ambii membri am scăzut un 10 ani. Și din stânga, și din dreapta. Și din urmă, 90 de ani. Da. Plus 10B, plus C. E limpede? Până aici? Egal cu? B plus 5. B plus 5, că 10 ani și minus 10 ani s-a terminat. Da. Ce mai pot face? Tu mai priviți încă o dată aici. La egalitatea asta. Ce aș mai putea și din stânga și din dreapta? Ce să... Din B să scădem... Din B să scădem 10. Deci din B să scădem 10. Din 10 B scădem un B. Da. Deci din ambii membri să scădem pe ăsta, pe ăsta, da? Minus un B. Mm. Și ce devine? Te rog să vorbești, Davide. Dar scrie, te scrii? Da. Bun. Devine... Și te uiți pe trețelul tău. Fică, mă. 9 B. Cât? Mai întâi 90, să scriu, da? 90A. 90A. Plus 9B. Plus 9B. Plus C. Plus C egal cu... B minus B? 0, adică 5C. Egal cu 5C. Dar e 90A. E 90 ori A. Că din 100 de ani am scăzut 10 și a rămas 90. Da? E scris asta? Hai, trebuie să scrii. Și să înseamnă cu 5 ar fi cel mai mare? Adică ce? Ce ar fi cel mai mare de acolo? Mai discutăm, dar mai putem face, înainte putem de a începe analiza. Da. Putem să facem 90A plus 9B este egal cu 4C. Adică mai scădem un C din ambii membri. Da. E bine? Că este aici și un C, știi cu astăzi 5C. Scădem un C din ambii membri. Cum am procedat până? Minus un C. Și ce devine egalitatea ca să ajungă? 90 ori A plus 9 B egal cu? Egal cu C. Tu ai zis plus un C, dar C minus C? C minus C 0. Și a rămas câți de C în partea asta? 4 de C. 4 de C. Copii, iată că relația pe care... Adică 4 C este egal cu 90 ori A plus 9 B. Sigur că da. Și atunci un C ar fi... Stop, să analizăm pe asta. Privim cu multă grijă aici. Acum e momentul cel mai frumos. Dar eu vreau să vă zic așa. Că toată ideea care a dat-o el de acolo este tradusă în echivalență în momentul acesta. Nu uitați că A, B și C sunt cifre. A, B și C sunt cifre. Adică sunt în mulțimea de la 0. Am presă că A1 nu poate să fie 0. E clar, A1 nu poate să fie 0 că e prima cifră. Dacă gândim așa, cu prima cifră, cu trei cifre. Dar în egalitatea noastră o luăm pe A chiar de la 0 să înceapă. 0, 1, 2, 3 și mai departe până la 9. Deci A, B și C sunt aici. Spuneți-mi mie ce obligație are A-ul, cât să fie A-ul ca să încerc să fac un calcul, să fie egalitate aici. Ce o poate să fie până la 9? Da? Da. 4 ori 9, 36. Da. Mai mult din 9 nu poate să fie. Deci aici am 36 cel mult, da? Cel mult 36. Iar dacă A este 1, măcar 1,
90 ori 1 fac 90 și îl depășește. Păi aia trebuie să fie 0 obligatoriu. Obligatoriu, așa. Și atunci dacă trebuie să ne dea 36, B va... O secundă, o secundă. Stai să... Nu te grăbi. Așteptăm aici. Deci obligatoriu de aici, au trebuie să fie 0. Dar să gândim. Spune-mi așa, dacă C egal cu 9, adică valoarea maximă pe care o poate primi, atunci rezultă că 4 ori 9 egal cu 36, da? 4 ori 9, 36, pe ce am pus 9, care să fie egal cu cine, spune autorul? Să fie egal cu 90. 90 ori A plus 9B. Și de aici rezultă obligatoriu că A egal cu 0. Din ce motiv? Dacă ar fi de la 1 polo, ar fi 90 ori 1, 90 și îl depășește pe 36. Dacă ar fi 2, 180, și mai urât ar fi. Niciodată n-am mai fi egalitatea asta. Dacă au 9, nu ori 91, 110, nici vorbă. Deci au n-am nicio șansă, numai 0 să fie aici. Și pentru A egal cu 0, relația devine. A și 9B este egal cu 4C. Asta devine. 9B egal cu 4C, copii. Toată povestea asta, de aici dată de autor, s-a redus la 9 ori B egal cu 4C. Și cât să fie C-ul, cât să fie B-ul, ca să fie egalitate aici. Păi dacă ai 0 și... au ieșit. Cât să rezultat... fie B-ul și C-ul. Au ieșit din discuție. Gata. Dacă rezultatul este 36... Faptul că au este 0 înseamnă că numai la numere de două cifre ne gândim. Este spectaculos. N-am știut ce căuta la numere de 3 sau de 4 cifre, numai numere de 2 cifre. Asta înseamnă că dacă nu putem deci la numere de 3, nici măcar la mai, deci cele nici, mai mari. Deci nu merg, că toate cele mai mari vor fi toate 0. Cu 0. Cum s-a întâmplat aici cu 0, dacă pun o altă cifră, va fi și aceea 0. Da. Și rămân numai numere de 2 cifre. Deci toată discuția noastră este redusă deci, la... La urmă de asta nu era... De ce ai observat, să știu? Că zice, dacă eu mai mare nu merge, domn profesor, că adun nu știu ce, nu știu cum, că nu vine de când... Da? Deci, dar nu aveai un mod de a redacta chestia asta. Observația ta era corectă, dar nu aveai mod de a redacta. Te rog aici, 9 ori B egal cu 4 C? Păi dacă e egal 4 C, noi am presupus că C e 9 și de la 4 ori 9... C 4, o să fie 9, 9, da? Da. 4 ori 9, 36. Da. Și atunci 9 ar trebui să fie 4. Deci, și B ar trebui să fie 4 și numărul ar trebui să fie 4. Deci, din, ca egal, pentru a avea egalitatea asta de aici, ca să am luat, păi da, am zis că ce-i 9. Deci, obligatoriu ca să fie egalitate, C-ul de aici rezultă C-ul egal cu 9 și B-ul este 4. Și B-ul egal cu 4. Perfect. Ce egal cu 9 și B egal cu 4, singura situație este de, pentru ca egalitatea să se producă. Și atunci, care e numărul? 48. Numărul este 49. Că e BC. A rămas BC, mă, că A-ul e 0. Da? Deci numărul M era ABC. Cum A-ul am zis că este 0, egal mai departe, 0 n-are rost să-l scriu, BC, adică BC 49. E unicul număr descoperit, de voi găsit prin, așa, prin tatonări, dar n-aveți argumente să spuneți că e unicul. Da. Ceva deciseți voi. Plinicite. Da? Ceva descoperiseți, că dacă mergi pe lângă el mai mult sau mai puțin, nu mai se întâmplă egalitatea aceea, da? Eu m-am gândit în primul rând la 40. Acolo ce vreau suma cifrelor. Am văzut că cu 3 nu merge. Unde? În problemă. Suma cifrelor, vrea numărului. Deci, după asta? Am văzut că cu 3 nu merge. Deci e și banal. Și m-am gândit că ar exista o chestie. Și m-am gândit că tot 5, nu știu să despacă așa, domnul profesor. Ar putea să dea un număr. Nu lucrează. Da. Și m-am gândit. Niciodată n-am lucrat, nu? 5, 9, 45, adică am pus pe cel mai mare. Asta, pe înghicite, dar ea, trebuie un argument că nu mai există și altul. Asta zice domnul profesor. Și am pus 5, 9, 45 și m-am gândit cât ar fi, dar și am pus 49. Bine, asta a fost în etapa de intuire. Da. Deci s-a folosit intuiția. După ce v-am dat modele cel cu 37, 39 și când nu mergea, nu știu ce, voi ați zis, hai să încerc 49. Și ați dat
din prima peste el. Dar nu aveați argumente să spuneți că n-ar mai exista și alte numere. Iar testându-le voi pe toate până la 100, iar nu era suficient. Când cineva spunea, dar de n-or fi și de mai mari decât 100, adică de 3 cifre, de 4 cifre. Acum s-a demonstrat riguros la acest lucru. Am să insist un pic. Chestia asta cu scrierea desfășurată a unui număr se face prin clasa a doua chiar. A doua. Când se vorbește de... Da, când se vorbește de numărul 237. Atenție, copii! Se compune... Deci 237 înseamnă 200 plus 30 plus 7. Da? 200 plus 30 plus 7. Asta, deci, păi da, asta ascunde în culise toată povestea asta. Asta fac chiar așa? Într-a doua se face chestia asta, bănesc eu. Când zici... Când construim... N-am făcut asta. N-ați făcut deloc, asta e. Nu, dacă se vorbește de cifra, de numere peste 10, peste 100, ce înseamnă 27? 20 plus 7. Deci compunere așa de numere, da, dar A, B, C, barate, e egal cu 100, sigur că, sigur că ieșițul ăsta a ridicat un pic ștacheta, datorită faptului că e vorba de un ieșițul probabil care l-a găsit undeva, fetița aceea sau mama. Nu știu când l-a fi găsit, mi l-a scris, mi s-a părut interesant, dar de aici am învățat, că eu v-am dat paralela. Ce v-am zis? 237, cum o să zicem? De 200 plus 30 plus 7, care înseamnă 2100 plus 3, 10 plus 7. Și atunci am coborât în partea mai jos. Deci, eu nu am spus că era obligatoriu să faceți asta la casă, ci am arătat eu aici cum anume poate fi desfășurat, ca ușor, ușor, sigur, din clipa în care am scris relația, dată de autor, în dată, am privit egalitatea asta și aici nu chestia aia că trece într-un membru celălalt, ci pur și simplu am zis, având și B, și A, și în stânga, și în dreapta, iată, și sunt 100, din coace sunt 10. N-am putea să scădem 10 din ambii membri și egalitatea să menține? Da. Apoi văzând un 10B și un B, scădem un singur B. Și aici ne rămân 9B, apoi scăzut un C și a ajuns până aici. Și am analizat-o. Aici e momentul frumos al ieșiții. Mi-e place foarte tare. Pentru că analiza pe care o facem, câte vreme avem și ce sunt cifre, din analiza făcută că ce maxim poate să fie 9, constatăm că îl obligăm pe A, n-are nicio șansă decât să fie 0. Da? N-are altă variantă. Corect. Și atunci rămâne asta de aici. 9B egal cu 4C. Deci toată povestea se reduce la a vedea perechea de numere, perechea de cifre B și C, care să contribuie la egalitate, să facă egalitatea asta posibilă. Numai atât. Când B-ul este 4 și C-ul este 9, și de aici s-a văzut exact numărul 49, unic că sunt descoperit. Eu aș vrea să mai încercăm și noi să compunem ieșițul. Da! Hai, de tot de genul ăsta? Da, pentru că eu sunt de 5 ori. Hai să zic eu de 6 ori, de 7 ori. Pătruiți voi acasă să vedem ce iese din toată povestea asta. Da, pentru că... Păi dacă facem ca dumneavoastră să fie mai ușor. Nu. Da, tocmai veți gândi așa, dar nu de 5 ori adunat, ci de 4 ori adunat, nu de 20 de ori, că trebuie să ne gândim tot la, da, la cifre aici. Deci jocul ăsta. De 4 ori. De 4 ori, da? De 4, de 7, numai de 5, că de 5 s-a făcut chestia asta. Putem să gândim. De 4, de 7? De 4, de 7? Putem să gândim și odată, dar e același lucru. Bine, dar nu e același lucru. Că, vezi tu... Nu e același lucru. De exemplu, dacă avem 49, facem 4 plus 9. Păi nu, nu, Daria. Când e 49, da? Atenție, Daria, ca să vezi că trebuie să fii mai clar. E 39, da? Câți ori rămas? 4. 4 și facem 4 plus 9 ori. Și face 13. Păi da. Și deci... Și nu de obicei. Nu este același lucru ca și ajunge la 40 plus 9 și fac 49. El s-a micșorat prin tăierea cifrei și ăsta s-a micșorat de 10 ori. S-ar putea cu 1? Nu cred că s-ar putea. Cu ce? Cu 1? Cu 1, nu. Cum cu 1? 1. Adică să faci ori 1. Nu, dacă e același lucru. Ba da. Nu, păi poți să iei și cu orul. La care? La 000. Numai să vezi dacă găsești un astfel de număr. Probabil nu găsești un astfel de număr. Pentru că o să vezi dacă găsești, da. Povestea este asta, că ieșițul poate fi interesant,
în continuare, eu mă strădui copiii să fac un lucru mai deosebit de ce se întâmplă peste tot, în școală, școala românească. Eu încerc să vă duc spre nivelul acela care să însemne curiozitatea de a încerca să vezi dincolo de gheșițul acela ce se vede. Da, da, da. Cât discut eu cu ei. Vreau să vă invit să vă desprindeți de ce se întâmplă la clasă. Da? Aici facem, cum să spun, suntem cu prieteni. Vreau să, comportarea să vă schimbați. Am mare nevoie că mâine intrați în clasa a 5-a. La, și să știți, veți avea mari greutăți cu, la profesorii mei de ajungeți. Că nu poți să te ridici din bancă, să la stat, mie să știi, eu văd nu știu ce, o chestie, în timpul orei. Deci se face, este o disciplină foarte clară. Numai când ai o idee și ești atentă, să nu trăi obiecția profesorului. Da? Deci suntem atenți, nu într-o pauză a modului de gândire la problemă, într-o pauză se intervine. Nu fărmițați lecția asta. Nu te dă afară profesorul, nu te vezi. Voi nu știți ce înseamnă disciplina la oră, că din ce îmi dau seama, datorită modului acesta de a vă comporta la clasă, v-ați las prelungeți și îl prelungeți și aici. Dar atenție, lucrurile se fac așa. Când s-a terminat, s-a desfăcut, am urmărit ideea colegului nostru până la capăt. El s-a împotmolit. Poate îl ajutăm. Nu știm dacă ideea lui este de aruncat la coș. Nu avem voie să îndrăznim să facem asta. Și când nu mai are nicio... Și vedem că, vedem că s-a înfundat unde mai raționamentul, atunci vine școala noastră. Deci asta vreau de la voi. Lecția trebuie să capete o altă formură, o altă, un alt mod. Așa cum se întâmplă în toate clasele. Așa. Acum mergem să vedem mai departe ce am făcut aceste chestii, cum s-a părut foarte interesant. Deci este tema pentru a clasă. Clasa a 4-a. Vreau să văd dacă aveți ceva pregătit, dacă eu. Din... Da? Ce rog? Deci, 8a minus, 8b minus a este egal cu 40. A, să formulăm așa. Să se determine numele a și b. Da. Deci, să se determine a și b. Așa încât... 8b minus a. Deci 8b minus a. Minus a. Este egal cu 40. Da. A împărțit la b, câtul 6 și restul 20. A împărțit la b, ne conduce spre câtul 6, 6 și restul 20. Și restul 20. Aceasta din bătrâna și b. Exact. A egal cu cine, b egal cu cine. Deci, știind că avem informațiile acestea. Da, Davide? 8b minus a fac 40 și că a împărțit la b ne conduce la câtul 6 și restul 20. Să ne descurcăm. Casandra, ce spui? Poți? Ia să vedem. Am putea scoatem restul, adică 40 minus 20. 40 minus 20. Casandra, hai să fim. Lăsăm relația astea deoparte. Ce înseamnă că a împărțit la că b? A este mai mare decât b. Corect. Prima observație ar fi că a e mai mare ca b. Că a este ce? Ce rol are a? Să împarte. Dacă se împarte, ce este la care se împarte? La... De împărțit. Asta e, mă. Deci a e de împărțit și b-ul ce este? B-ul este împărțitor. De, nu, de împărțit este la cu împărțitor. Ori cât plus rest. Asta era. Asta era, Davide. Asta, bun, cu asta mergem. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori cât plus restul, n-am vorbit, da? Nu vreți să puzi rezultatele? Nu. 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 Nu mă interesează asta. Mă interesează să mergem la treabă, da? Deci, după propunerea pe care o are Casandra, deci A este egal cu B ori C plus el. A egal cu B ori C plus... Da? Și echivalent, în cazul nostru, A-ul egal cu, Casandra vorbește, A egal cu B, B ori 6 plus 20. Plus 20.
Casandra, despre B poți să-mi dai vreo informații? Dacă restul e 20, ai putea spui ceva despre B? Să scrie ceva de obicei. Da. Acum te descurci. Te încurcai altă dată. Dar acum te gândești așa. Când facem împărțirea unui număr la celălalt, restul cum trebuie să fie tot timpul? Mai mic decât împărțitorul. Deci B trebuie să fie mai mare decât 20. Asta era. Foarte tare. Foarte tare. Deci B e mai mare decât 20. Din motivul ăsta de aici, că am văzut că ăsta e împărțitor. Și ăsta e rest. Deci niște observații le avem puse la punct. Când împărțitorul e mai mare ca restul, iată o primă observație. Ce să facem, Davide, acum? În afară de ideea că îmi dai în turnul răspunsul, vreau să văd raționamentul aici. Ce facem ca să ajungem la ce te-ai gândit tu? Segment. Din metoda segment. Gata, facem așa. Deci, atenție. Faptul că A-ul... Cum este față de B? A-ul e mai mare decât B. Atunci, iau ca segment pe cine? Pe el mai mic. Pe el mai mic, pe B. Deci îl facem pe B. Deci îl facem, desenăm pe B. Ăsta e B-ul. Și A? Va fi... Va fi 6 segmente. 6 ori. De 6 ori B-ul, da. Deci A-ul va fi de 6 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și încă 20. Da. Și încă 20. Și de acum este foarte ușor. Băi, nu aș vrea să zic că e foarte ușor. Eu aș mai analiza un pic. Deci tu ai construit pe A. Ăsta e B-ul, da? Da. Ăsta e A-ul. Și din clipa asta te uiți cu foarte multă grijă la ce-ți dă aici. Din 8 de al de B, scădem pe A. Deci din 8 de al de B. B. Eu am un singur B. Mai fac încă 7 segmente. Asta e mare. Și 2. Asta fac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și câte am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă una, da? 8 sau? Nu, 7 de faceți. Păi lângă asta? Păi de câte ori am zis? De 8 ori. De 8 ori, 8 de ani de B. Eu avem un singur B și am mai pus în capăt 7 ca să am 8. Da. E bine acolo, da? Din ăsta tot, din ăsta, din segmentul ăsta tot... Scad 6 segmente. Că au cât este? Din ce e format? Îl vedem cu ochii noștri, pipăim. E format din 6 segmente și 20. Deci scădem 6, uite, detalii. Detalii. Hai pe asta. Hai pe asta. Și pe asta. Și pe asta. Și pe asta. Și mai tăiem. Și pe asta. Am tăiat 6. Da, și încă 20. Și mai mult și din asta. Și acum facem 40 plus 20. Completez pe a doua, și da? Părți. Completez pe a doua cu cât îi trebuie? Cu 20 ca să faci 2 de B. Plus 20 și ne va da 60. Deci 40 plus 20. 60. Deci 40. Plus 20 egal cu 60 egal cât de B? Cât de B ai acum în 60 ăsta? 8. Cum 8? Păi dacă ai completat cu... Tu mușca să știi ăsta din al doilea. Sunt 2, mă, făcuți. Am dat 2. Deci 40. A, 40. Plus 20 împărțit la 2, care ne va da 30. Dar împărțirea mă interesează, mă. Mă interesează să gândim bine chestia asta de aici. Anume. Fii atent aici. Din tot 8B, am scăzut pe 6B și am mai scăzut și pe asta. Și ce-a rămas așa? Ce-a rămas acolo? Davide? Ce-a rămas asta? Știi cine este? Este 8A, 8B, minus A. Minus A. Deci ce-i cu galben așa? Adică 6 minus... 8 minus 6, care ne dă 2.
Deci, David, să ne oprim aici. Din 8B, am scăzut pe A, care înseamnă 6, dar de B și încă ceva. Și ce-a rămas numai până aici, numai până aici, ce cu galben, e 8B minus A. Și 8B minus A cu cât este dat de autor? 8B minus A este 40. Ce 40? Și la 40 am adăugat 60. Am pus cu ăsta. Plus 20. Plus 20. Asta e șmecheria. Ăsta 20 care era mușcat din al doilea. L-am adunat. Și 40 plus 20 mi-a dat cât? 60. Ei bine, și dacă am ajuns la 60... 60 împărțit la 2. Așa, că am completat 2. Și ne va da 30. Deci 60 împărțit la 2. Și egal cu 30. Ce reprezintă 30, Cassandra? Deci reprezintă un segment. Un segment. Și un segment ce am găsit la noi? Păi B. E B-ul. B-ul. Și am găsit pe B. Ce fericii suntem. L-am găsit pe B. Și A este egal. Iar dacă l-am găsit pe B, A-ul va fi egal cu... A-ul va fi egal cu 30 ori 6, plus 20. A-ul e egal cu 6 ori... 6 ori 30 plus 20. Plus 20 și face... Face 180. Plus 20 și egal cu 200. Și, deci am ajuns la toată asta la scris, dacă vreți vă și arăt. Păi da, bă, nu știu, de noi ghicit. Deci din prima, uitați. Bă, dar l-ai ghicit, bă, nu mă interesează. Când mă interesează să vedem cum să găsim, cum găsim care e algoritm, care sunt pașii de făcut. Dar și algebric să facem. Și algebric. Nu știu că-i place lui David, de cel mai mult algebric. Da, mai reluăm. Mie îmi place și chestia cu segmentele. Vreau să o înțeleg bine, bine, bine. Nu mă... Nu mai... Daria, ești numai atentă la mine. Da. Mama nu este aici. Da. Da? Nici mai la mine te uiți. Nu ai voie să te uiți vreo dată în spate. Clar. Da? Atenție! Mă interesează să înțelegem bine mecanismul ăsta prin tot ce înseamnă metoda figurativă. Mi-a venit aminte următorul lucru. Mă uitam la Cassandra. Ce fericit de Cassandra că el n-ar la ce să uita. Ea n-are, nu-i părinții aici, nu poate să-mi toacă capul. Imaginează și tu la fel. Așa vă face, da? Zicem acum. A spus autorul așa, să dau numele A și B, să se determine numele A și B. Și zice, în legătură cu ăstea vă dau informația următoare, că de 8 ori B-ul minus A egal cu 40. Iar dacă pe A îl împărțim la B, da, obținem câtul 6 și restul 20. Deci asta se întâmplă, asta informația ne-o dă. Și atunci, de la faptul că am pățit la B, îmi dă câtul 6 și restul 20, imediat A-ul este pe poziție de împărțit și e mai mare decât împărțitorul. Și faptul că restul îmi dă 20, înseamnă că B-ul îl depășește pe rest. Deci B-ul la rândul lui e mai mare decât 20. Deci iată că A-ul e mai mare decât B-ul, B-ul e mai mare decât 20. Acestea sunt lucrurile care trebuie reținute din toată povestea asta. Și acum, din faptul că A împărțit la B mă duce la câtul 6 și restul 20, din acest lucru, Davide, ești atent, din acest lucru, scriu teorema împărțirii cu restul. Înseamnă că de împărțitul A egal cu B ori câtul plus restul. Da? De oricâtul plus restul. Acest lucru este foarte important. Am tradus ce înseamnă că am împărțit la B, îmi dă câtul 6 și restul 20. Am tradus. Și acum eu am în minte cele două relații. 8B minus A fac 40 și A egal cu B orice plus restul. Da? Domnul profesor, dar există o metodă care se află așa din prima. Nu, mai. Matematica nu deodată, măi, David. Metoda principiului, care poate... Ați luat la plesneală să dăm niște răspunsuri? Nu, nem. N-ai șanse să dai tot timpul așa. Da? Poți să ai, dintr-o sută de încercări, să ai două. Dar nu te bucuri deloc. N-ai cum să spui că cu asta mergi. Cassandra, cum făcea? Ce să facem cu numerele astea? Hai să le adun. Hai să ne împart, nu? Dar acum am înțeles că suntem într-o altă etapă și analizăm foarte bine lucrurile. Atenție!
Și atunci, fiindcă am A-ul egal de 6 ori B-ul plus 20, e clar că B-ul e mai mic decât A. Plec cu B-ul la treabă, reprezint printr-un segment, iar cât privește A-ul, ce am zis? Am zis de 6 ori B-ul plus 20. Da. L-am construit și pe B printr-un segment mare, în care am incorporat și am surprins de câte ori 6 B-ul și plus 20. Dar acum ai venit cu ce nu trebuia. Suntem în lecție, îi explic și nu ai voie să faci așa ceva. Dar, încă o dată, îți atrag atenția. Nu mai intervii și nu rupi lecția, că nu facem decât să fie foarte greu. Deci, insist și zic așa. Că, îndată l-am construit pe A, fiind un segment lung, în care am de 6 ori B-ul și plus 20. Și atunci, avându-l pe A construit, mă duc repede să privesc relația dată de autor aici. Deci din 8 de al de B, mă, din 8 de al de B, Davide, nu am pe 8 de B. Eu am doar un singur B. Doar un singur B. Pe 8 de al de B nu-l am. Ce fac? Îmi construiesc pe cel B-ul respectiv, de 8 de al de B, printr-un segment. 1, B, 2, 3, 4, eu aveam numai 1. Mai pun încă 7 ca să fac 8 de al de B. Și zic că din acel 8 de B, adică din segmentul ăsta de 8 de B, scad pe A. Dar aud ce înseamnă? Mă uit repede. Înseamnă 6 segmente și 20. Deci scad cele 6 segmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 20. Ei, văd că am mușcat din al doilea. Dând cele 6, mi-au ar fost 2. Dar am mușcat și din al doilea 20. Și abia, scăzând și acesta 20, ce rămâne cu galben este 40. Este 8B minus A, care e dat de... problema este dat de cât? De 40. De acord? Bun. Acum zic, bă, hai să completez pe B-ul ăsta, mă, care era ciuntit cu 20. Aici nu-i B-ul ăsta, al doilea care era trist aici, că nu avea pe ăsta albastru, hai să-i pun 20. Și pun 20, lui 40, pun 20, găsesc 60, am completat cele două, cei 2 de B, sunt întregi, și atunci 60, înseamnă 40 cu 20, 60, 60 împărțit la 2, iată, 30, și cu 30 eu am găsit, nu, valoarea lui B. Odată B o găsit, 30, rămâne să vedem cum găsim și pe cine. Pe A. Dar A-ul e dat în problemă. Cât este, Davide? A-ul este... 60 ori 30 plus 20. Plus 20. Vedeți cât de frumos, clar, merge problema, da? Să facem și acum metoda algebrică, da? Hai să zicem așa. Metoda. Asta a fost metoda care? Metoda... Grafică. Grafică. Geografică. Da, metoda grafică. 1. Și 2. Metoda algebrică. Metoda... algebrică. Vă rog, nu o puneți în atenție. A, Davide. Bă, pe al știi, mă. Câte este au? Hai să scrim una sub alta, pe cele două. 8. A. Davide, scrim așa. 8. A. 8B. Davide, dictează-mi tu 8B. 8B. Minus. Minus A. Egal cu? Egal cu 40. Perfect. Cea de-a doua din teorema împărțirii cu rest este asta, că A egal cu... A egal cu 8B. 8B. Minus 40. Cum mă minus 40? Minus. A egal cu 6B plus 20. A, păi am teorema împărțirii, am înțeles. Asta e cea de-a doua relație. A, păi asta vreați? Adică B... Păi asta vreau, că noi suntem... B 6 plus 20. A egal cu 6B plus 20. Măi, dar n-aș putea afla pe aici. La scăderea două numere. Descăzutul minus scăzător egal cu 40. Cu cine este egal descăzutul? Scăzătorul egal cu descăzutul minus restul. Sau altfel spus. Hai, David, zicem așa. Descăzutul egal cu... Descăzutul egal cu
descăzut. Cu rezultat. De rezultatul plus de descăzut. Un scăzător. Scăzător. Nu era descăzut. Uite-mă, uite-mă, 7 minus 3 egal cu 4. De aici rezultă că 7 ăsta egal cu 3. Cu 4 și cu 3, mă. 4 plus 3. Nu așa? Da. Nu se poate. Actor, să atragă atenția. Stai, te uiți mai la mine și ești atentă. Și nu te mai joci, nu te mai întorci, nu mai vrei nimic. Dar ea nu se poate așa. Mă, trebuie la clasă, la 5, așa, așa trebuie să fie. Mă spun eu. Profesorul nu suport așa. Să faci tu ce vrei în clasă. Da? Ascultă-mă. Îți fac tot bine. Deci, de aici ce rezultă? Că 8B este egal cu A plus 40. A plus 40. Deci 8B egal cu A plus 40. Adică 7 egal cu 4 plus 3. Da? Egal cu 4 plus 3. Deci 8B egal cu A plus 40. Dedesubt punem AU, știu că este egal. De ce nu crește? Nu am înțeles la... Păi da, dacă, dacă ești atent, ești, înțelegi. Urmești. Nu am înțeles unde? Atunci, de ce ați spus acolo 6B? Unde a pus? Am zis acolo 6B plus 20. Păi nu e asta, AU, teoria am plăcut. Da. AU e egal cu 6B plus 20, tare. Și scrie și tu, ai scris asta, nu ai scris deloc. Scrie relațiile astea care am scris și eu aici. De ce nu vrei să scrii? Păi uite-te, eu am scris asta, 8B minus A egal cu 40. Unde-i scris pe asta? Hai, te rog să scrii, că ăsta este rostul discuției noastre. Da? Deci 8B minus A egal cu 40. Asta e relația dată de tine, ca informație. Da? Și dedesubt AU egal cu... Cu cine? 6B plus 20. Și acum, de aici, 8B, nu? 8B, egal cu A plus 40, pentru că așa se dă descăzut, egal cu rezultatul scăderii plus scăzătorul. Aici nu ți-e clar? Nu, nu e clar. Deci 8B egal cu A plus 40. Iar dedesubt AU-ul avem că este egal cu 6B plus 20. 6B plus 20. Și acum, înseamnă că AU ăsta de aici îl băgăm așa sus acolo. Și prima devine, relația asta devine. Ce? Vorbește-te. Relația aceea devine 6B. Nu, 8B. 8B. 8B, începem, relația devine echivalentă. Da, 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 da. De la e... Da. 8B este egal cu 6B plus 20 da. Plus A plus, plus, nu, plus 40. Plus 40, că l-am locuit. Și atunci echivalent. 8B este egal cu 6B plus 60. Corect. Și atunci avem 8B. Scădem în ambii membri un 6B. 6B și atunci este egal cu 8B, este egal cu 60. 1B. Dacă scădem din 8B, scădem cu 6B, scădem și din stânga și din dreapta scădem. Adică o să avem 2B. 2B este egal cu 60. Și atunci 1B B este egal cu 60 împărțit la 2 și atunci B va fi egal cu 30 și atunci rezultă că A este egal cu 30 ori 6 plus 20 și 30 ori 6 plus 20 este egal cu 6 ori 0, 0 6 ori 3, 18, 180 plus 20 care este egal cu 200 și egal cu 200 și egal la mai vedem încă o dată. Vedeți? Metoda asta algebrică copii metoda figurativă. Iată ce s-a întâmplat la un moment dat. Din, când am zis 8B minus A, 8B minus A, din 8B am scăzut pe A, mi-a dat cât? Am ajuns la 2B egal cu 60. Adică pe B-ul ăsta l-am completat cu... Nu vreau să urmăresc, e treaba voastră. Nu să urmăresc.
A câte ori am făcut o chestie asta? Să știi că, repet, o să ai greutăți foarte mari la clasă. Eu spun de pe acum. Deci, imense greutăți. Nu se poate la oră ca să nu fii atentă, conectată acolo. Te dă afară urgent, profesor. O să vezi. Mi-am făcut datoria. Și pe fiecare nevoie. La clasă când se intră, se ia în bancă și stai atent acolo, conectată. Nu ești profesor. Da? Stai acolo. Deci, insist. În momentul în care am scăzut pe A, am sesizat că de-al doilea de e mușcat de 20 și am adunat 20, așa se întâmplă aici că apare, uitați că cum apare, 20 plus 40, 60. Și înseamnă că 2B rămâne 60, iar un singur B este... Deci repetă calculul, metoda figurativă. Deci metoda figurativă este cea care vizual îți dă șansa să înțelegi cum s-a întâmplat fenomenul, iar metoda algebrică copie prin calcule tot ce s-a întâmplat în metoda figurativă, că la același rezultat se ajunge. De ce este important să facem și într-un mod și în celălalt? Dar să vedem o altă problemă. Ok, vă mai dau una? Da. Domn profesor, am una tot așa cu minus și una cu plus pe care să vă dau. Tot acel cu minus mă interesează. Deci, 15B. Nu. Sunt numere mai mari, dar nu mi se pare... Nu, dar sunt puțin mai mari, numai că numerele în general sunt mici ele. Am înțeles. De asta am dat așa mai mare. Deci 15B minus 2A. Deci 15B... Minus 2A este egal cu 33. Minus 2A... Este egal cu 33. A împărțit la B. B este mai mic decât A. Da. A împărțit la B. Este egal... Ne conduce spre câtul? Câtul 6 și restul 6. Și restul 6. Abțineți pe A și B. Oh. La acesta, domn profesor, eu pe foaie aici am făcut și prin segmente și prin... Și calculul, da? Da. Dar acum o să... Am înțeles-o prin calculul algebric. Nu știu, n-am înțeles-o și apoi am făcut prin segmente și apoi am înțeles-o și prin algebric. Bun. Acum o să urmărești. Da. Și fără să mai întrerup în lecția, să vezi de cum noi ne descurcăm. Da? Da, da. Mult. Da. Așa. Zim. Deci, A egal... Da. Nu să fac pe aia prin segmente. Din teorema împărțirii pe rest, da? Da. A egal cu B ori 6 plus 6. B ori 6 plus 6. Dar stai, ca să am reiești, de acord? Dacă A împărțit la B, ne duce la câtul 6 și restul 6, înseamnă că A egal cu B ori 6 plus 6. B este mai mic. Îl desenăm, da? Adică B este în segment. Deci metoda grafică face mai. Da. Metod, și da. A este 6 segmente. Deci A este un singur, B este un singur segment. Și A este 3 segmente. 6 ai spus, nu? Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și încă 6. 6. Deci 2, 4, 6 și încă, 6 și încă un, mic, un segment micuț pe care notăm noi cu 6, da? Și acum... Hai să notăm cu altceva, să-l desenăm cu albastru, da? Da, acum la B mai adăugăm încă... Deci deocamdată tu le construi. Da, bine. Tu le construi pe A. A și B. Și pe B. Și eu trebuie să scad. Te uiți acum de la 15 de al de B. Adică de la B trebuie să mai adăugă de 14 segmente. Sigur că, ca să-ți construiești pe 15 B. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vei că și cu ăsta 15. Da, și la A... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfect, 15. Și la A mai adăugăm... Deci ăsta ce înseamnă așa? Așa înseamnă? B. Asta așa înseamnă 15. B. Așa. Și la A mai adăugăm încă 2A. Încă 2 segmente. Aaa, îți construiești acest 2A. Deci A-ul este atâta. Mai da, face bine. Și încă 2 segmente. Și mai pui încă
6 și încă o bucățică, nu? Da. Deci, hai să zicem așa. Adică 12 segmente și încă 6. Practic, trebuie să ai 12 segmente. Deci și 12, surplus, la surplus. Așa. Și 12, 6, asta 6 la, da? Uite, fac așa cum ai spus tu. Deci punem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și acum 6. Și acum 6 și 6. Adică 12. De ce 6 și 6? Că unul avea un 6. Acum zicem aici la capul 12. Da, și din cum se cheamă? Din cele 15 segmente scădem 2 segmente. Din cele 15 segmente scădem ăstea 12 și 12. Da, și 12. Deci scădem, hai să vedem pe care le tăiem. Adică le tăiem pe 15 și 14. Da, hai, dreptul să facem așa, dar hai să zicem, nu ne tăiem. Dacă vreți putem să facem și la început. Adică putem primul segment sau luăm la sfârșit. Cum credeți dumneavoastră? Eu cred că e mai bine să fac așa cum ai spus tu, că se vede foarte ușor de dată 12, da? Da. Deci toate astea le-am tăiat 12 și mai mușc din al următorul, cât mușc? 12. 12 unități, da? E vorba de 12 astea. Și acum e ușor, domn profesor. Ce a rămas aici, David, cât înseamnă? Astea? Acum o să facem 33 plus 12. O secundă. Ca să înțeleagă tot omul și mai ales cei care ne urmăresc pe noi. Ce a rămas aici? Cine nu a înțeles? Cu galben, da? Ăștia două, David, și din a treia, din păcate, o bucățică a fost mușcată. Valoarea aici este 33, da? Da, acolo, acum o să facem 33 plus 12. Că vezi tu că e trist ăsta, nu? Da. Al treilea e trist. E trist pentru că nu mai are jumătate. Nu jumătate, un 12 nu l-are. Da. Și de aceea noi venim și zicem, ți-l dăm pe ăsta 12. Ți-l dăm pe ăsta 12 și o să facem, o să fie 45. Și atunci și completăm plus 12 ăsta. Deci 12 ăsta pleacă aici, sta bună cu 33. Și ne va da 45. Da? Și împărțim 45 la... 12 și cu 33 face 45. 45 împărțit la 15 plus... La cât împărțim pe 45? 15 plus... Stați că asta îngreșește dincolo. Ia fii atent aici. Câte s-au făcut acum? Câte segmente s-au făcut? 3. Împărțim la 3. Asta-i, mă. Asta era. Da, se poate, domn profesor. Deci 45 împărțit la 3 și egal cu 15. Ce reprezintă 15? Casandra, ce reprezintă? Un singur segment, Casandra, bravo! 15 este un singur segment care a fost notată cu but. Adică B va fi 15 ori 15. Nu, B-ul este numai 15, mă. Și A, A da, este 15 pentru cele două segmente și A este 15 ori 6. 6 plus 12. Da. Plus 6, pardon. Da, adică A o să fie 15 ori 6, care ne va da 5 ori 6, 30. 3. 6 ori 1, 6 și cu 3, 9. Deci face cât? 96. 90 și? Nu, 90. 5, 6 ori 5, 30, 6 ori 90 și cu 6, 96. 6, 96, da. E bine 96, da? Deci l-am găsit pe A și pe da. B. Cât este ceasul? Este și 4 minute. Așa, noi la 7 trebuia să ne oprim, nu? Da. Așa, ne oprim aici. Care era? S-a terminat lecția. Haideți să facem sinteza zilei. Hai să facem sinteza zilei. Am făcut acea problemă frumoasă. De la început, cu băiatul și... Așa. Deci prima chestiune pe care am făcut-o a fost problema aceea interesantă. Problema... Cu ABC-ul acela, nu? ABC egal cu ABC cu proprietatea respectivă. 2. Am făcut metoda figurativă. Da. Metoda aceasta, cum se numește? Și metoda 3 algebrică, nu? Da, algebrică. Algebrică
de rezolvarea sistemului. Așadar, de nu vrei, de nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa, să ne oprim aici. Un pic, numai o secundă, să opresc share-ul ca să nu se înregistreze aici.